Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului și rețelele independente de monitorizare au înregistrat noaptea trecută și de dimineață depășiri record ale poluării cu PM2,5 și PM10. PM2,5 este un praf foarte fin amestecat cu diverse substanțe care a înregistrat depășiri cu 900-1000% pentru limitele maxim admise. PM10 conține particule mai mari de praf, la acest poluant înregistrându-se depășiri cu 800%. Semnificativ este faptul că bucureștenii se confruntă frecvent cu această poluare, mai ales în zilele de weekend. Primarul capitalei încearcă de fiecare dată să minimizeze aceste cifre, acuzând alte interese. În cursul acestei dimineți, ministrul mediului, pădurilor și apelor, Costel Alexe, a convocat o ședință de urgență cu conducerile Gărzii Naționale de Mediu și ale Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pentru a discuta măsurile care se impun în contextul acestei poluări atât de mari din capitală. Cauzele principale care au dus la această poluare sunt multiple. Traficul auto contribuie cu peste 50% la nivelul poluării, încălzirea vremii, centralele de apartament, industria din jurul orașului, gropile de gunoi și șantierele care nu respectă regulile și normele. Efectele asupra sănătății populației sunt foarte mari. Pentru persoanele cu afecțiuni cardiace, pulmonare sau cu deficiențe respiratorii, această poluare este foarte periculoasă. Dimensiunea particulelor este legată direct de potențialul de a crea efecte negative. Particulele cu diametrul mai mic de 10 micrometri pătrund cu mai mare ușurință prin căile respiratorii, în alveolele pulmonare, cauzând intoxicări și inflamații. După întâlnirea cu Garda de Mediu și cu ANPM, ministrul Costel Alexe a susținut o declarație de presă pentru a explica uriașa poluare din noaptea trecută și din dimineața de luni. El a declarat că fenomenul se datorează unui incendiu în Gara de Nord cu arderi de vegetație și de cauciucuri care au rămas în atmosfera orașului, dată fiind viteza redusă a vântului. Ministrul a mai anunțat că situația mediului în București începe să se normalizeze.